Din mila lui Dumnezeu, Iobasarab voivod și domna toată țara Ungro-Vlahiei, fiul lui Basarab, marele voivod, dă domnia mea această poruncă mănăstirii domniei mele de la Argeș, ca să-i fie vamă ce este la Ogna Mică de la Târgoviște, oricât este domnească, pentru că am întărit domnia mea sfintei mănăstiri ca să-i fie de hrană și de întărire, iar domniei mele de veșnică pomenire și încă și a părinților și copiilor domniei mele. Scris în Târgoviște, luna ianuarie, ziua 7, anul 1517. Actul prin care Neagoe Basarab dă mănăstirii Argeș vama domnească de la Ogna Mică din Târgoviște ca să-i fie de hrană și de întărire nu este decât confirmarea că localitatea Ognița de astăzi exista de mai înainte de 1517. Se spune că în perioada romană de aici pornea drumul sării, pentru ca mai târziu istoricii să așeze Ognița pe drumul vechi al lui Mihai Viteazul. Se știe cu certitudine însă că în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, locuitorii din Ognița scoteau bulgării de sare pe care voievodul îi folosea pentru plăți împotriva turcilor. Îmi lăsai dorul pe-o vale, o lume, lume, cu frumuseți voivodale, o lume, lume. Realitatea este că localitatea Ognița este așezată pe un important zăcământ de sare, care nu mai este exploatat în zilele noastre. Doar sătenii mai folosesc această rezervă, în special pentru a-și prepara murăturile. Se presupune că Ognița a beneficiat în epoca lui Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, de o modernizare susținută a exploatării de sare. Se pare că în acea vreme, Ognița, care începe să fie cunoscută sub toponimul Mal-Ocnă, a înregistrat perioada cea mai înfloritoare în exploatarea sării, dobândind calitatea de târgușor. Sarea de la Ognița a fost exploatată până târziu, în vremea comunismului. Din mărturiile localnicilor, reiese că Ogna de aici era lucrată cu răufăcătorii, cu criminalii care erau trimiși la Ognița ca să-și ispășească pedeapsa pe viață. De altfel, cel mai groaznic blestem popular este să nu putrezești mort, ci să fii pus să scoți din humă sarea cu târnăcopul. În perioada comunismului, Ognița de Dâmbovița era solicitată numai de la București pentru a face sare, care era apoi transportată la abatoarele de la Dunăre. De-a lungul timpului, au existat numeroase reclamații împotriva paznicilor care erau acuzați că vindeau sarea călăreților veniți peste deal. Ocna de sare de la Ognița reiese din documente avea galerii întinse. Sarea se extrăgea aici manual și era cărată cu sau fără vite de povară din adâncurile pământului. Administrația locală de la Ognița încearcă de mai mulți ani să exploateze dealul de sare, însă este nevoie de foarte mulți bani, așa că, în lipsa resurselor financiare, s-a cam bătut pasul pe loc. Localitatea Ognița se laudă nu doar cu dealul de sare, ci și cu ape sulfuroase, la fel ca cele din stațiunea balneară Călimănești-Căciulata din județul Vâlcea. Izvorul de la Valea Porcului este folosit de săteni pentru tratarea multor afecțiuni. Toate aceste bogății naturale nu sunt în administrarea primăriei, se găsesc pe terenurile oamenilor. Localitatea Ognița nu a reușit, stimați telespectatori, să se dezvolte din punct de vedere turistic, însă în ultimii ani au intervenit schimbări considerabile în plan edilitar-gospodăresc. Au fost puse în practică suficiente proiecte care să dea impresia oricărui străin care ajunge pe aceste meleaguri că este o comună vie, o comună care renaște ca pasărea Phoenix din propria ei cenușă.